Echipa care a construit Mare Aventură Lego și Lego Batman filmul e în regulă, Lloyd. Genul programului, comedie. Ninjago! Bună, stimate coleg. Când aveam 10-12 ani, mi-aș fi dorit să fiu ninja. Pentru că atunci chiar mă credeam un ninja, eram și un paianjen din când în când, adică eram multe lucruri de genul ăsta și mergeam mult pe acțiune, aveam și un fizic care m-a ajutat mult atunci. Garmadon! Întrebarea cea mai haioasă. Aoleu, dă-mă pe spate, serios. Deci eu deja râd când mi se spune și acum e o întrebare haioasă. Eu sunt cel mai bun dintre toți. Deci deja trebuie să râd. Incorrect! Îmi place farmecul tău de rebel. Da, un pic să-mi revin. Da, continuă. Țipăt, țipăt, țipăt. Iau, dracu. Stai. Elevi, un adevărat ninja știe când să lupte și când să stea în umbră. M-am convins că îmi place enorm de mult să dublez desene animate. Incredibil. Și mă bucur că de-a lungul carierei mele am dublat deja niște zeci de personaje. Iar ăsta e un personaj pozitiv în sfârșit, pentru că am avut parte de foarte multe personaje negative. Și copiii mei îmi ziceau: tati, dar de ce ți se întâmplă așa? Că tu ești un om bun. Nici un părinte nu e perfect. Cred că e un quality time. Cred că acum ai deja devenit un clișeu acest quality time, dar cred în acest timp pe care îl petreci cu familia ta. Trebuie să-ți cunoști originile ninja și tatăl tău a fost un ninja. Nu știam că și fetele sunt fane Lego. E bine, sunt fane. Am ultimile colecții, crede-mă, de la Lego cu acele Playmobile. Doamne, am toate alea. Mult nu am mai simțit așa de bine. Câteodată noaptea când verifici prin casă, s-a stins becul sau nu știu ce, pac, calci și zici: auleu, am călcat pe un Lego. Lloyd, ești afară? Da, cred că de data asta m-am atins la brațe, rău, nu vreau să mă uit. Ce Lego am stricat? Auleu, mâine dimineață să vezi cum o să fac a mea fată mare. Bună, tată. Nu sunt Chuck Norris, sunt Ninja Zane și din 22 septembrie pe marile ecrane acest minunat film Ninjago. Și cu mine sunt acest personaj, este un personaj foarte complex, foarte haios și foarte complex și bate tot. Dar e bun la suflet, e foarte bun, așa că te aștept să te bucuri împreună cu familia ta de acest minunat film. Și de mine, și de ceilalți, și de mine. The Lego Ninjago Movie, din 22 septembrie la cinema.